Povestea cărții mele Când era mai mică, fetița mea mă ruga mereu să-i spun o poveste nouă. Dar fiecare poveste nouă se învechea atât de repede, încât trebuia să vină alta să ia locul. Așa se face că am scris pentru ea mai multe povești. Și fiindcă îi plăceau foarte tare, am gândit că ar fi frumos să le citească și alți copii. Nu mai publicase niciodată o carte și nu prea știam de unde să încep. Primul meu gând a fost să caut o tipografie. Curând însă am descoperit că a tipări o carte nu este începutul, ci mai degrabă finalul drumului pe care îl are o carte de parcurs. Totul începe de fapt într-o editură. Primul pas a fost să pun la punct manuscrisul adică să adun toate poveștile la un loc. Nu a fost ușor pentru că le scrisesem pe foi, pe carnețele, oriunde îmi era la îndemână. A trebuit să le transcriu frumos, citeți, ca să poată fi citite și de altcineva. Aș fi putut să le scriu și la calculator, dar am preferat să le așez pe hârtie ca să le pot răsfoi oricând. Am trimis manuscrisul la o editură și m-am pus pe așteptat. A fost de neuitat ziua în care mi-au spus că le plac poveștile mele și că vor să le publice. Apoi am făcut cunoștință cu redactorul cărții. Nu mi era prea clar cu ce se ocupă acesta, dar aveam să aflu că are un rol important. După ce a citit manuscrisul, mi-a recomandat, de exemplu, să așez în altă ordine poveștile și să renunț la un text care nu era prea bine scris. Tot el a corectat foarte atent poveștile, astfel încât să nu scape nicio greșeală de literă, de ortografie sau de punctuație și mi-a propus un format potrivit pentru o carte adresată copiilor, adică o dimensiune mai mare a literelor și a paginii. Următoarea etapă a fost întâlnirea cu ilustratoarea poveștilor, Împreună am stabilit câte desene vor fi și care scene din povești vor fi ilustrate. Cărticica mea începea să prindă contur și eram foarte bucuroasă. Când textul și desenele au fost gata, a venit rândul tehnoredactorului să le pună la o oaltă și să le așeze frumos în pagină. La final, cărticica a primit bun de tipar, S-a stabilit numărul de exemplare și tipul de hârtie potrivit și a fost trimisă la tipografie. Experiența publicării mi s-a părut foarte interesantă și cred că povestea mea poate fi de folos și altor autori aflați la început de drum. Cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost acela că fiecare carte este unică. Trebuie să o trimiți în lume, spre cititorii ei, în hainele cele mai potrivite, care să-i pună în valoare toate calitățile. Iar pentru asta, autorul are nevoie de o întreagă echipă de colaboratori.